Poate că oamenii moderni există de peste 200 de mii de ani, însă nu vor rămâne aici pentru totdeauna. Dintr-un motiv sau altul, timpul nostru pe Pământ este limitat. Atunci când vom dispărea, oare va deveni planeta un monument al omenirii sau va apărea o altă specie inteligentă din cenușă? Astăzi răspundem la întrebarea, va exista o altă specie după extinția oamenilor? Una dintre cele mai mari amenințări care pun în pericol omenirea în acest moment este reprezentată de schimbările climatice. Conform unui număr tot mai mare de studii, avem doar câțiva ani la dispoziție pentru a reduce emisiile înainte de a atinge punctul climatologic fără întoarcere. În acest punct este posibil ca părți uriașe din planetă să ajungă nelocuibile. Deși este dificil să trecem cu vedere schimbările climatice, există multe alte lucruri care ne pot omorî. Alte dezastre naturale ieșite de sub controlul nostru includ un alt impact uriaș provenit din spațiu, precum cel care a omorât dinozaurii, sau o erupție supervulcanică atât de mare încât să blocheze soarele, conducând la răcirea planetei. Chiar dacă niciunul dintre aceste evenimente nu vor avea loc, chiar și așa, speciile de mamifere, per general, au o speranță de viață de cam 1 milion de ani. Se crede că, în cel mai bun caz, oamenii pot spera să prindă 10 milioane înainte să dispară. Asta înseamnă că, totuși, avem ceva timp la dispoziție, dar, având în vedere că Pământul încă mai are vreo 5 miliarde de ani înainte de a fi distrus de expansiunea Soarelui, există destul timp pentru ca viața pe Pământ să continue mult după ce am dispărut noi. În final, poate că omenirea va reprezenta doar o fracțiune minusculă din toată viața de pe Pământ. Este clar că va exista o specie care să apară după oameni, dar oare cum va arăta aceasta? Cum va funcționa? Unul dintre pretendenții cei mai veritabili care să ne ia locul este inteligența artificială. Singularitatea tehnologică reprezintă momentul ipotetic în care propria noastră tehnologie ne depășește, creând potențiale consecințe dezastroase. O inteligență artificială hiperinteligentă care învață cum să se autoactualizeze rapid și continuu, de exemplu, ar putea decide că omenirea nu reprezintă o necesitate, preluând astfel controlul planetei. Sau cel puțin așa ne spune teoria și o mulțime de alte filme science fiction. Într-una dintre versiuni este vorba de o inteligență artificială centralizată care preia controlul lumii prin intermediul propriei infrastructuri. În altă versiune este vorba de modul în care noi dezvoltăm forme sintetice de viață sau androizi care în cele din urmă se răscoală împotriva creatorului și ne șterg de pe fața pământului. Per general, îngrijorarea este că formele mecanice avansate de viață nu vor empatiza cu noi oamenii și că într-o zi se vor privi cu răceală și ferocitate ca fiind superioare. Totuși, lucrurile nu trebuie să fie atât de pesimiste când vine vorba de inteligența artificială. Există posibilitatea ca prima formă de inteligență artificială să fie plină de compasiune și să nu urască oamenii care au creat-o. Inteligența artificială și roboții reprezintă o veste bună și pentru explorarea spațială, devenind astfel cruciali în cazul în care oamenii se gândesc să părăsească planeta de bună voie. La urma urmei, deja trimitem roboți în spațiu pentru a elabora misiuni importante, deoarece din moment ce ei nu trebuie să mănânce, să bea sau să respire, sunt candidații ideali pentru a vizita alte planete. Privind dintr-o altă perspectivă însă, acesta este exact motivul pentru care roboții ar putea să ne depășească chiar aici pe Pământ, atunci când planeta nu va mai fi ospitalieră pentru noi. Unii cred că viața artificială care urmează după singularitate este următorul pas în evoluție, dar ascensiunea roboților inteligenți nu ar însemna automat oprirea evoluției biologice. Astfel, într-o altă versiune a viitorului, o specie organică va călca pe urmele noastre, dar cine poate spune cu siguranță că această rasă de creaturi inteligente vor fi primate precum noi? Desigur, din moment ce includ unele dintre cele mai inteligente animale de pe Pământ, primatele sunt un candidat ideal, însă există și alte creaturi care, luând în considerare câteva criterii, sunt destul de inteligente. Câteva exemple ar fi caracatițele, delfinii, câinii sau elefanții. Dacă viitorul evoluției alege o altă cale, atunci poate vom vedea Pământul găzduind variante avansate ale acestor animale. Acestea fiind spuse, să nu uităm că oamenii sunt încă în curs de evoluție chiar în acest moment.
deci poate că ne vom adapta din punct de vedere fizic pentru a supraviețui temperaturilor ridicate provocate de schimbările climatice sau de repercursiunile dezastroase ale impactului unui asteroid pentru a ne continua viața pe Pământ fără a ne întrerupe linia evoluționară. Poate că nu am putea să o numim specie post-umană, dar schimbările între acum și oamenii din viitor ar putea face ca ambele grupuri să fie de nerecunoscut. În realitate, este imposibil să prezicem exact ce drum va lua evoluția din moment ce chiar și în prezent produce creaturi atât de bizare. Să luăm ca exemplu peștele soare. Este un pește osos enorm care are foarte puțini prădători și se hrănește în mare parte cu larve, dar care depune 300 de milioane de ouă deodată. Se poate ca într-o zi oceanele să fie conduse de ei? Dacă peștele soare deja există, atunci de ce nu ar exista și alte specii de delfini sau caracatițe super inteligente? Pe de o parte este ciudat și deloc probabil, pe de altă parte viața pe Pământ ne-a dovedit deja cât de semnificativ se poate schimba și dezvolta. Uitați-vă doar la diferențele uriașe dintre animalele de astăzi și dinozaurii din trecut. Fie ele organice sau artificiale, ce vor crede viitoarele societăți despre cea de dinaintea lor? Vor ști că am existat? Ei bine, asta depinde de dovezile pe care le lăsăm în urmă. Pe termen scurt, orașele, clădirile noastre vor rămâne martori ai existenței noastre. Astăzi, templele de piatră din Malta sunt considerate cele mai vechi structuri construite de oameni din lume datând de acum 5.000 de ani. Cele mai vechi texte scrise datează de acum câteva mii de ani. Deci, am văzut cum unele lucruri materiale pot supraviețui și știm că anumite materiale moderne se vor dezintegra abia peste câteva mii de ani. Dar peste milioane de ani în viitor este greu de crezut că ceva construit de noi ar mai putea exista pentru a putea fi recunoscut. Desigur, fosilele și oasele pot supraviețui timp de milioane de ani, deci o societate post-umană ar putea învăța despre noi prin intermediul lor. Pentru a lăsa ceva mai mult în urmă, trebuie să ne imaginăm că până în momentul în care vom dispărea, vom inventa conservarea digitală sau uploadarea minții. Prin această metodă există potențialul de a lăsa o dovadă a existenței noastre pentru totdeauna sau nu neapărat. Fișierele digitale ne oferă un spațiu infinit pentru a ne salva rasa umană, însă acestea, precum foile de hârtie, se pot degrada de asemenea, iar informația conținută poate deveni dezordonată sau ilizibilă. În plus, chiar arhivele digitale vaste nu ar supraviețui dacă serverele și driverele pe care sunt stocate ar fi ruinate din punct de vedere fizic de trecerea timpului. Acesta este unul dintre argumentele principale împotriva ideii teoretice de a stoca creierele umane într-un format digital, un fel de criogenizare computerizată, deoarece dacă dispozitivele pe care sunt stocate sunt distruse sau oprite, fișierele se pierd de asemenea. În mod ironic, multe dintre textele tradiționale antice care există astăzi au trecut testul timpului, deși oamenii nu s-au străduit să le conserve. De exemplu, papirusurile Oxyrhynchus sunt manuscrise găsite într-o groapă antică din Egipt. Acestea includ fragmente din poeziile lui Safo, pasaje din Iliada lui Homer, opere necunoscute ale lui Sofocle și scrierile lui Aristotel. Acum sunt artefacte culturale, dar înainte de asta au fost aruncate în mod neceremonial acum 2000 de ani. Deci, deși nu avem nicio modalitate de a ști ce va supraviețui în viitor, putem paria pe faptul că cel puțin o parte din fișierele digitale vor fi lizibile. Dacă o formă de inteligență artificială va depăși omenirea, atunci cel mai probabil fișierele vor putea fi înțelese. Fără îndoială, istoria omenirii a avut deja un impact asupra Pământului. Planeta de după dispariția omenirii va avea nevoie de o perioadă de recuperare, în special în ceea ce privește schimbările climatice. Vestea bună este că aceasta va supraviețui cel mai probabil așa cum a făcut-o și în trecut în cazul supererupțiilor sau erelor glaciare. Având în vedere încă câteva miliarde de ani înainte, este greu să ne imaginăm că există șansa ca toate lucrurile care dovedesc că noi am fost aici să dispară și totuși au fost nevoie de 4,5 miliarde de ani pentru ca viața să evolueze pentru a ne naște noi. Dacă ar dura atât de mult timp pentru a crea ceva similar, atunci probabil până atunci vom fi de mult uitați. Sau poate nimic nu se va dezvolta înaintea expansiunii soarelui care va înghiți lumea cu totul. Din acest motiv, când vine vorba de longevitate, părerile înclină balanța înspre un viitor condus de inteligență artificială.
Dacă viața artificială preia controlul, ar putea coloniza sistemul solar sau alte exoplanete din afara lui, purtând cu ea cunoștințele acumulate pe Pământ la mult timp după ce planeta va dispărea. Fie ea biologică sau digitală, specia postumană cu siguranță va fi interesantă. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut, nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!